Așa după cum ultimele acțiuni și cuvinte ale unui om dinaintea morții capătă o semnificație deosebită când le analizezi privind în urmă, cu cât mai semnificative trebuie să fie ultimele acțiuni și cuvinte ale Fiului lui Dumnezeu. Ceea ce noi numim Săptămâna Mare este o înlănțuire de evenimente extraordinar de dramatice și dense ca și învățătură. Iisus își pregătea ucenicii pentru marele eveniment ce urma să aibă loc în câteva zile. Moartea lui Dumnezeu pentru păcatele omului. Ne propunem să citim și să medităm la cele câteva tablouri ale Săptămânii Mari. Intrarea în Ierusalim. Marcu 11, de la 1 la 11. Când s-au apropiat de Ierusalim și au fost lângă Betfage și Betania, înspre muntele măslinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră. Îndată ce veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat încă niciun om. Dezlegați-l și aduceți-mi-l. Dacă vă va întreba cineva pentru ce faceți lucrul acesta, să răspundeți: Domnul are trebuință de el și îndată îl va trimite înapoi aici. Ucenicii s-au dus, au găsit măgărușul legat afară, lângă o ușă, la cotitura drumului și l-au dezlegat. Unii dintre cei ce stăteau acolo le-au zis: ce faceți? De ce dezlegați măgărușul acesta? Ei au răspuns cum le poruncise Iisus și i-au lăsat să plece. Au adus măgărușul la Iisus și au aruncat hainele pe el și Iisus a încălecat pe el. Mulți oameni își așterneau hainele pe drum, iar alții presărau ramuri pe care le tăiaseră de pe câmp. Cei ce mergeau înainte și cei ce veneau după Iisus strigau: Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului! Binecuvântată este împărăția care vine, împărăția părintelui nostru David! Osana în cerurile prea înalte! Iisus a intrat în Ierusalim și s-a dus la templu. După ce s-a uitat la toate lucrurile de jur împrejur, fiindcă era pe înserate, a plecat la Betania cu cei 12. Urmau Paștele iudeilor. Evrei de pretutindeni veneau la Ierusalim să sărbătorească. La vreo 3 km de Ierusalim, lângă Betfage și Betania, Iisus se oprește în loc și trimite doi dintre ucenicii săi în satul următor să aducă un mânz, mânzul unei măgărițe, care să-l poarte triumfător în Ierusalim. Primul element care ne ridică câteva întrebări este alegerea măgărușului. Duceți-vă în satul dinaintea voastră, îndată ce veți intra în el veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat încă niciun om, dezlegați-l și aduceți-mi-l. De ce ni se dă un astfel de detaliu? Ce vrea să ne transmită această întâmplare cu măgărușul? Domnul Iisus vorbește ca unul care știe ce stă în josul drumului, ca unul care știe ce urmează să se întâmple. Și deja aici putem găsi o învățătură pentru noi. Domnul Iisus știe prin ce trecem, știe ce ne așteaptă în josul drumului și drumul pe care trebuie să mergem. Poate că aici se află și prima întrebare pe care Duhul lui Dumnezeu dorește să ne-o pună astăzi. Ai încredere în mine? Am știut ce îi așteaptă pe ucenici în satul dinaintea lor. Crezi că nu știu ce te așteaptă pe tine? Ești gata să vii la mine să capeți sfat? De prea multe ori fugim repede la tot soiul de consilieri și uităm că Dumnezeu este prima noastră sursă de călăuzire și nu-L punem la încercare și ne privăm de experiența personală cu El. El știe ce te așteaptă în josul drumului. Exersează-ți relația cu El, întreabă-L, roagă-te, gândește, încearcă și bucură-te de experiența personală cu El, pentru că El știe ce te așteaptă în josul drumului, în satul următor. Dacă vă va întreba cineva, continuă textul, pentru ce faceți lucrul acesta, să răspundeți: Domnul are trebuință de el și îndată îl va trimite înapoi aici. Acest îndemn la o citire mai atentă este un soi de provocare. Povestirile Evangheliilor ne sunt atât de familiare încât de multe ori nici nu mai căutăm să ne transpunem în realitatea de atunci.
Dacă ar fi să încercăm o transpunere modernă a întâmplării cu măgărușul, ar putea suna în felul următor. Când ne-am apropiat de Cluj și am ajuns lângă satul Feleac, pastorul Cutare a trimis pe doi dintre noi și ne-a zis: duceți-vă în oraș, pe strada Cutare, la numărul Cutare, și veți găsi o limuzină nouă, adusă direct din fabrică, pe platformă. Cheile sunt agățate pe peretele casei, luați mașina și aduceți-mi-o. Dacă vă va întreba cineva de ce luați mașina, să-i răspundeți: domnul pastor are trebuință de ea și îndată va trimite mașina la mine. Nu e așa că întreaga situație ar fi delicată dacă am fi noi puși într-o astfel de situație? În primul rând, am fi uimiți. De unde a știut acest om că există o limuzină la adresa aceea exactă? Apoi, să mergi acolo și pur și simplu să te urci într-o mașină care nu este a ta și să pleci cu ea. Oamenii au să sară pe mine, că sunt un hoț. Dacă te întreabă ce faci acolo, răspunsul este și el cam necredibil. Cum adică domnul Cutare are nevoie de ea? Așa, pur și simplu? Înțelegeți ciudățenia situației? Dar tocmai această ciudățenie face ca povestirea să conțină o altă învățătură demnă de luat în considerare în umblarea noastră cu Dumnezeu. Cei doi ucenici au trebuit să se încreadă în cuvintele Domnului Iisus, deși sunau cam greu de crezut. Ucenicii trebuiau să creadă că Domnul Iisus știe ce spune. Trebuiau să se pornească la drum. Învățătura pentru noi? În umblarea cu Dumnezeu trebuie să știi că uneori Dumnezeu îți va cere să faci lucruri ce par ciudate, să faci anumiți pași care îți solicită credința. Deseori, aceste lucruri ciudate ne vor pune în situații delicate cu cei din jur, dar merită să ne încredem în El, în ciuda posibilelor reacții neplăcute. Da, este nevoie să pășești în credință. Da, este nevoie de curaj să pășești în credință. Pentru că, până la urmă, credința este o călătorie fără hartă, doar cu o busolă. Ucenicii, în ciuda ciudățeniei cerinței, au pornit la drum și au găsit mânzul în tocmai cum li se spusese. Dar acum priviți la versetul 6. Ei au răspuns cum le poruncise Iisus și i-au lăsat să plece. Nu au deviat în niciun fel de la cuvintele Domnului Iisus, deși situația era inconfortabilă. Nu au intrat în tot felul de explicații sau justificări. Au stat lipiți de îndemnul Domnului Iisus. Deseori, când încercăm să-L ascultăm pe Dumnezeu, mintea ni se umple cu tot felul de argumente care să ne conducă la neascultare sau la îndoială. Ne clădim propriile noastre obstacole și arareori se întâmplă ceea ce ne imaginăm. Dacă stăm neclintiți pe cuvântul lui Dumnezeu, El întotdeauna își onorează cuvântul. Pentru că reputația lui Dumnezeu stă tocmai în împlinirea cuvântului Său. Și am ajuns în sfârșit la intrarea propriu-zisă în Ierusalim. Au adus măgărușul la Iisus și au aruncat hainele pe el și Iisus a încălecat pe el. Mulți oameni își așterneau hainele pe drum, iar alții presărau ramuri pe care le tăiaseră de pe câmp. Cei ce mergeau înainte și cei ce veneau după Iisus strigau: Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Binecuvântată este împărăția care vine, împărăția părintelui nostru David. Osana în cerurile prea înalte. V-ați gândit vreodată că acest eveniment este singular în viața Domnului Iisus? Este singura dată când El acceptă o manifestare publică în cinstea Lui. Oare de ce o acceptă? Din două motive. În primul rând, pentru împlinirea prorociei făcută cu vreo 500 de ani înainte. Textul paralel din Matei 21 afirmă foarte clar motivul intrării triumfale în Ierusalim. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat, spune Matei, ca să se împlinească ce fusese scris prin prorocul Zaharia. Saltă de veselie, fiica Sionului, strigă de bucurie, fiica Ierusalimului, iată că împăratul tău vine la tine, el este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Și în al doilea rând, pentru afirmarea identității sale.
Domnul Iisus nu voia doar să împlinească o profeție, ci să transmită evreilor un mesaj foarte clar. Eu sunt împăratul vostru, eu sunt Mesia pe care îl așteptați. Pentru moment, poporul îl primea ca pe un împărat, îl recunoștea ca pe împăratul, din pricina declarațiilor verbale pe care le făceau. Osana înseamnă mântuiește-ne, te rugăm. Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, este un citat din Psalmul 118, un psalm mesianic. Poporul îl recunoaște în felul acesta. Iisus, practic, intrând în Ierusalim în felul acesta, el își afirmă identitatea. Uitați-vă, eu sunt cel despre care se scrie. Pe lângă această dovadă a identității Domnului Iisus, cred că mai există încă o învățătură între rândurile acestei relatări. Și această lecție de viață are de-a face cu importanța, cu necesitatea cunoașterii cuvântului lui Dumnezeu, cu pericolul lipsei de cunoștință. La ce mă refer? Mă refer la următorul lucru. Măsura cunoașterii cuvântului lui Dumnezeu determină măsura de revelație divină. În textul paralel din Ioan 12 ne este susținută această afirmație. Ucenicii lui, ni se spune acolo, n-au înțeles aceste lucruri de la început, dar după ce a fost proslăvit Iisus, și-au adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre El și că ei le împliniseră cu privire la El. În alte cuvinte, necunoașterea cuvântului sau superficialitatea cunoașterii cuvântului îți fură, îți diminuează revelația divină. Dumnezeu îți vorbește și tu nu-L înțelegi pentru că nu-I cunoști teoremele. Problemele de geometrie se pot rezolva doar dacă cunoști teoremele geometriei. Profețiile făcute cu privire la Domnul Iisus sunt niște teoreme care au fost demonstrate pe deplin odată cu întruparea, viața, moartea și învierea Domnului Iisus. Necunoașterea teoremelor lui Dumnezeu conduce la imposibilitatea rezolvării cerinței. Teoremele lui Dumnezeu trebuie cunoscute pentru a înțelege întreg tabloul planului lui Dumnezeu. Intrarea în Ierusalim a fost o explozie sinceră de bucurie și închinare. Numai că în spatele ei se ascundea o superficialitate costisitoare, dovedită chiar a doua zi, luni dimineața.